Primul și în primul rând vreau să vă spun că am avut o discuție extrem de utilă cu un alt... cu doamna Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă. I-am spus rezultatul vizitei noastre de la Chișinău și sprijinul total pe care România îl acordă Moldovei pentru integrarea cât mai rapidă în Uniunea Europeană, pentru i-am spus foarte clar despre evenimentul deschiderea gazoductului și semnificația pentru Moldova. De asemenea, am discutat, știți foarte bine, doamna Ashton tocmai a venit de la Minsk, acolo unde au avut discuții între reprezentanții Uniunii Europene, președintele Ucrainei și președintele Federației Ruse, și am exprimat încă o dată poziția Guvernului României, o poziție de susținere totală, necondiționată, activă a integrității teritoriale și suveranității Ucrainei, susținerea privind sancțiunile impuse deja atât de Uniunea Europeană cât și de Statele Unite ale Americii la adresa Federației Ruse și faptul că, din punctul de vedere al României, este esențial ca Ucraina să poată să își asigure granița cu Federația Rusă, să își asigure un parcurs democratic și pro-european, să ratifice, nu știți foarte bine, România a ratificat deja acordul de asociere între Ucraina și țările Uniunii Europene. Deci o poziție foarte clară. Am folosit acest prilej ca să-i mulțumesc pentru prezența la București, la reuniunea diplomației românești, și să o asigur că România este un partener extrem de serios și extrem de hotărât în regiune. I-a transmis președintelui că nu mai mergeți la ceremonia de la Cotroceni de investire? Deoarece am vizita la Chișinău s-a prelungit peste program și aveam întâlnirea cu toți reprezentanții diplomației românești și cu doamna Ashton, am transmis către Cotroceni desemnarea domnului vicepremier Gabriel Oprea pentru a participa la evenimentul de investitură al domnului ministru Vâlcov. Din câte cunosc toate legile, regulamentele și protocoalele, nu există nicăieri obligativitatea prezenței primului ministru. Am considerat că e politicos, așa cum am făcut și în alte ocazii, atunci când n-am putut să particip la anumite formalități, să desemnez unul din vicepremier, așa cum l-am desemnat și pe domnul, de data aceasta, pe domnul Oprea. Eu am făcut în scris de două ori nominalizarea domnului Vâlcov. Dacă e cazul, mai fac o dată, mă duc la birou și mai trimit. Cred că e un lucru neserios și nu-mi place să ne jucăm cu lucrurile acestea. Nu am stat să citez ziarul sau să beau cafea. Așa cum dumneavoastră ați fost prezenți, m-am adresat tuturor diplomaților care reprezintă România pe plan internațional și am avut o discuție stabilită din timp și extrem de utilă și necesară pentru România, cu un alt oaspete, doamna Ashton, pe două teme extrem de importante pentru România, situația din Moldova și situația din Ucraina. Repet, din câte cunosc eu și sunt convins că președintele Băsescu știe la fel ca și mine, nu trebuie să fie primul ministru la un eveniment formal. Trebuie să aibă un reprezentant, un viceprim-ministru pe care l-am desemnat în scris. În acest moment, punerea jurământului este un lucru incert. Ce veți face noastră? Îl sunați pe președinte? Cum reacționați? Sigur, o să solicităm un alt moment și dacă este atât de drag de mine domnului Băsescu să merg la studioul de cinematografie Cotroceni, să mă duc. Poate nu știam că ei sunt atât de drag. Da, o să-l sunați în seara aceasta? Nu, eu cu domnul președinte Băsescu discut în mod oficial prin documente. Puteți să totuși, nu știu, să găsiți un alt moment să-i spuneți, să seamănă pentru la 19. Sunteți reprezentant al domnului Băsescu, îmi puneți întrebări în numele dânsului. Mi se pare extrem de ciudat. Dar nu propun eu. Domnul Băsescu a propus la ora 18. Dacă nu ar fi fost această reuniune importantă, m-aș fi dus. Dacă nu, am desemnat un vicepreministru. Dar nici președinții celor două camere nu au fost. Acum, după cum probabil vă puteți imagina, respectul pentru instituția prezidențială există și trebuie manifestat. Respectul pentru persoana domnului Băsescu, aveți ocazia să-l obțineți și de la domnul Tăriceanu și de la domnul Zgonea și de la mine.
Da? Întrebam cum ieșiți din acest joc pe care îl face domnul Băsescu, că vă pune pe țăroate, se vede clar. Da, bun, cred că împreună cu, dacă adunăm și perioada de respingere a primelor propuneri, nu știu, cred că sunt 3 săptămâni de când refuză să numească miniștri. Asta e, prea mă să spun. În această seară o programare a unei noi pentru mâine. O să-i scriu, așa, să spună, dar după cum știți, mâine sunt în Turcia la un eveniment oficial. Sper să nu pună mâine când sunt în Turcia, e în stare de orice. Ca și până acum, o rămâne. Ministrul al Culturii este domnul Conor Kelemen. Vă mulțumesc, o seară bună!